Chiar în această dimineață, directorul general al firmei prestatoare de servicii pentru minerit Medservesa a ținut o ședință în care a organizat comisia de disciplină care va verifica acuzele pe care Mihaela Ciobanu le aduce directorului comercial Ovidiu Olaru. Ședința s-a desfășurat în absența celui acuzat de hărțuire sexuală, pentru că Olaru și-a făcut ieri cerere de concediu pentru 2 zile. La nivelul societății s-a constituit o comisie de cercetare a evenimentului care a avut loc în data de ieri. Urmează ca aceasta să-și ducă la îndeplinire mandatul. Domnul director comercial, înainte de a-mi apare referatul cu acest eveniment, și-a făcut o cerere de concediu de 2 zile, pe care, mă rog, fără să știu ce urma, i-am aprobat-o. A spus că are probleme personale, vrea să-și le rezolve, este bolnav, trebuie să meargă la spital. Conform spuselor conducerii societății, Ovidiu Olaru recurge acum la intimidare față de factorii decizionali pentru a scăpa de acuzele care îi se aduc. A recurs la intimidări? A amenințat că dacă veți lua multe... Spunem că domnul Olaru a avut o atitudine mai necuvincioasă și cu asta cred că am spus destul. Ieri, consilierul juridic din cadrul SC Medserv Min S.A. a depus un referat la directorul societății în care îl acuză pe Ovidiu Olaru, directorul comercial, de hărțuire sexuală. În cazul în care Comisia de Disciplină va stabili că Mihaela Ciobanu are dreptate, femeia este decisă să-l acționeze pe Olaru în instanță.